Din luna noiembrie a anului 2001, nou înființata televiziune a comunei Covășița a transmis timp de 6 luni programul limba sârbă. Însă din aprilie 2002, programul s-a sporit, transmițându-se reportaje și emisiuni în încă 3 limbi minoritare, slovacă, maghiară și română. Programul de radio și televiziune în limba română, de la înființarea acestei instituții și până astăzi, este realizat de o singură ziaristă, Anicica Barbu. Transmitem program în limba română azi, în momentul de față, la televiziune, 4 ore de program în limba română săptămânal, plus în fiecare zi, de luni până vineri, știri cu durata de până la 13 minute. Este mult când spui că un om singur pregătește atâta program și pentru televiziune și pentru radio. Radio transmitând 11 ore de program săptămânal în limba română. La început nu a fost deloc ușor. Nu am avut o viziune oarecare despre ce înseamnă să transmiți program de televiziune în 4 limbi. Dar în scurt timp ne-am aprovizionat cu echipamentul necesar și cu sprijinul mai multor instituții am pornit această corabie. Astăzi, noi 18 înși lucrăm la realizarea programului de radio și televiziune pentru locuitorii comunei noastre. Cu colega noastră de Breaslă am vorbit și despre dezvoltarea programului în limba română în ultimii 18 ani, despre dificultățile cu care se confruntă în munca sa și alte lucruri interesante pe care le veți afla într-una din proximele noastre emisiuni.